Eu și când mănânc omleta trebuie să arate ca un bargaraș. Dar nu e omleta, e bitule. Neața. Am zis să mâncăm o sălățică, o omlețică, o ceva înainte de sală. Deci mâncăm, după aia mergem la sală și după aia vă ducem undeva ca să cumpărăm ceva, să vă povestim ceva. Hai, Nascu, hai la sală. Hai. Măcar azi. Gata, am plecat de la sală. Hai să vă zic că eu Nasca una bună. Mi-am uitat costumul acasă. Și-a uitat costumul de baie. Așa că a făcut bandă și alea ale. Noroc că am avut colanții la mine, că altfel stăteam și mă uitam ca prost pe geam. A fost așa de bine să înnot. Ha, și mă uitam la Marian cum înnot-o. Haideți cu noi, că avem treaba astăzi. O să vedeți despre ce e vorba. Ionescu, îi plac mașinuțele. Două chestii. Prima, mi-am luat bermude. Prima plimbare pe bază de bermude pe anul ăsta. Și a doua, n-am mai făcut chestia aia pe care trebuia să o facem. Din motive logistice, o să o facem săptămâna viitoare. Revenim cu detalii. Acum mergem să mâncăm. Haideți cu noi. Hai, geule. De data asta poate nimeni. Deci da. Am încercat să venim aici de 3 ore. 3 ore, de 2 ore atunci. Hai că poate acum intrăm. Poate găsim loc. Hai. Avem la cocoșel, doamnelor și domnilor, Georgiana și-a luat rață. Și genul ăsta e beton. Miroase bine. Arată bine. Poți să iau asta? Hai, ia. Băi, mâncarea a fost bună. Imediat revenim cu review, imediat. Mergem la lumină. Cum dăm puțină lumină, așa. Mergem la biserică, luăm niște lumină, revenim. Stimați vlog spectatori, haideți să facem mai repede o recenzie. Georgiana intră aici în cadru, vorbește, hai să vorbim. Hai că trebuie să-mi fac ceva la părul ăsta înainte să vorbim, că sunt... Mâncare. Stai puțin să mă aranjești, după aia vorbim despre mâncare. Gata, cu mine. Mâncare. Mie mi-a plăcut ce mi-am comandat. Așa. Porțiile nu sunt fabulos de mari. Așa. Dar mâncarea e foarte, foarte gustoasă. Da. Eu le dau 4,5 sășici. Este o mâncare așa, fancy. Ți-e greu să citești numele. Nu știi cum să ceri. E un cocos sau un pui, ceva de genul. În fine, porțiile sunt micuțe, date saturi. Adică nu vă panicați că nu o să vină o farfurie de aia micuță. Locația se numește Voila. Este pe strada General Bertlo. Da. Parcă? Da, oricum, suntem în epoca Facebook, deci puteți să intrați, da. Pe... Deci 4,5 pentru mâncare, servirea. Nu mi-a plăcut, a fost ok. Eu le-aș da 5 sășici, din simplu motiv că eu adus apă sășicii. Da. Așa, frumos, sunt un bol frumos, alea, elegant cât de cât. Prețurile sunt cam mari. Cam piperate, da, pentru cam piperate. Porție, da. Dar... E o experiență culinară, dar... E calitate, adică e bună, da, mâncare. Da, dar mi se pare cam scumpuțe, adică 35 de lei, 40 de lei felul de mâncare. Georgiana bot gin de la bun ca la Finca Lioli, la fel ca la Finca de scump, 35 de lei paharul. Adică e cam scumpuț, dar la asta trebuie să vă așteptați. Ambianța, atmosferă... Foarte frumos, e foarte mișto, e mișto, foarte loc. Frumos decorat, cu bun gust. Da, am cam strănutat pentru că a venit primăvara și cred că sunt alergic. La polen. Chestii, da. Dar nu e vina lor, e vina mea. Ce mai erau? Am zis prețuri, ambianță, mâncare, cred că le-am dat cam pe toate. Singura chestie pe care aș vrea să punctez este că a durat foarte mult până a venit. A, adevărat, aici trebuie să-i depunctăm undeva. A durat, adică noi am ajuns și până în momentul în care a venit mâncarea, aproape 40 de minute. Foarte. Cred că o gătește pe loc acolo sau da. Ceva de genul... Mie mi s-a părut, mie personal, pulpa mea de rață, am mai mâncat pulpă de rață, mi s-a părut ca fiind atunci, adică se simțea că e proaspătă. Știți cum e carnea aia? Pe care o faci, friptura de... o faci în ziua aia și o reîncălzești. Ba, are gust de reîncălzit. Nu, asta n-avea gust de reîncălzit. Adică da. Chiar cred că, na, cumva faptul că e da, adică bună la gust... Nu vă duceți nemâncați acolo, că o să mâncați din masă. Sau luați-vă un aperitiv înainte. Cred că da, aici aveau, a fost greșeala noastră că ne-am luat aperitiv. Da, nu mai mâncăm aperitiv. Da, am stăm la dietă. Da,
Acesta a fost review-ul. Mâncarea este bună, recomandăm locul, dar să aveți buzunarul la bun la voi. Ieri sau alaltă v-am rugat să faceți un meme cu mine, să mă memați, să memați o poză și au apărut niște poze bestiale. Și două clipuri fantastice, unul pe care l-a făcut subiectiv. Și încă unul pe care l-a făcut Claudiu, cred. Sper să nu-i greșesc numele. Claudiu. Respectul pentru voi, fraților, vă mulțumesc de fiecare dată când intrați în horă, tuturor, le mulțumesc tuturor celor care, chiar dacă au salvat poza și au pus un text pe ea, nu trebuie să facă Photoshop, cine știe ce e extraordinar. Ideea e că toți v-ați rupt din timpul vostru, toți cei care au săcut chestia asta și mi-a săcut ziua mai frumoasă, vă mulțumesc pentru asta. În încheiere vreau doar să zic că motivul pentru care am pus clipul ăsta mai devreme astăzi, Georgiana, încerc să mă motivul pentru care am pus clipul ăsta mai devreme astăzi este pentru că voiam să vă anunț o chestie. Astăzi, de la ora 6, 6 și jumătate, cred, o să fac un live pe pagina de Facebook și voi apărea într-un live de la ora 7 pe pagina de Facebook Lidl. O să fac o dumă acolo. Dacă aveți posibilitatea să fiți pe internet și să vă uitați la live-ul de pe pagina mea de Facebook de la ora 6 și jumătate, 18:30, o să aflați regulile jocului, adică e un joc mișto, un joc, da, care va avea loc pe pagina Lidl și câștigătorul din comunitatea mea care mă va ajuta cel mai mult să trolăm acolo, să facem caterincă, va primi o cină, o ieșeală cu clanul Ionescian undeva, adică vom ieși, vom mânca, hashtag pe banii noștri, și... Să se ducem undeva scump ca să mergem venim cu buzunarul la bun la noi. Da. Dar asta e ideea, dacă se poate, de la 6 jumătate să fiți în live-ul de pe pagina mea de pe Facebook, de Facebook, o să fie caterincă, o să vedeți, e bună duma. Cei de la Lidl împlinesc, au făcut 2 milioane de fani pe Facebook și tocmai de asta au făcut o zi întreagă, mâine, adică astăzi, în timp ce vă uitați voi la acest clip, luni, cum ar veni, fac un live imens, cu foarte multe personaje care vor apărea din oră în oră, tot felul de premii și au venit și către mine să fac și eu un live și am venit cu ideea asta mai dilie. Ei vor să facem niște provocări, dar am zis, băi, hai să încercăm altceva și au fost super deschiși. Thumbs up Lidl, sper să iasă bine, țineți-mi pumnii, deci de la 6 jumătate pe pagina mea de Facebook, link în descriere în caz că nu ați dat like și nu știți care e pagina mea de Facebook. Și după aia de la 7 pe pagina Lidl de Facebook urmează acel live. Bine, acesta a fost vlogul de azi, vă mulțumim că sunteți alături de noi, săptămâna viitoare o să facem clipul ăla, ce voiam să facem astăzi, dar nu ne-a ieșit din punct de vedere logistic. Dacă ne-ați dat subscribe, dați și voi un subscribe. Pa! Și dați-mi și mie follow pe Instagram. Pleacă de acolo! Da,